După un început de joc echilibrat în sala sporturilor, Traian Gloria Buzău s-a desprins la 12-10 în minutul 22, după 3 goluri consecutive și a avut chiar 17-13 în minutul 29. Oaspetele au intrat cu 2 goluri avans la pauză, în urma unei prime reprize în care Marta Batinovici a avut 11 intervenții, iar Bianca Harabagiu a fost de neoprit de la distanță în scrim de 5 ori. Cu Liscevici la timoră și cu tânăra Corina Lupei în mare formă, Vâlcea a făcut o repriză secundă mai bună, a egalat la 23 minutul 48 și a luat conducerea în minutul 54, după golul Irinei Glipco, 25-24, după mai bine de 30 de minute în care Buzăul se afla la conducere. Capitanul echipei vâlcene astăzi, Minge, care ajunge pe extremă și acolo își deschide bine unghiul, plutește Lupei și înscrie. Riscă Bendal, fără goalkeeper între buturi. Orice pasă greșită îl poate costa. Pasă întoarsă diagonal în extremă și încă o dată perfect aruncă Corina Lupei. Ce siguranță în joc are această handbalistă de doar. Liscevici pasă pe la spate Golșenina și acolo înscrie încă o dată spectaculos metronomul vâlcean Corina Lupei, componenta națională de tineret care va juca aici săptămâna viitoare trofeul Carpați. Stoleru aruncă prin blocaj și pasă lungă pe contraatac. Corina Lupei aduce egalarea și tribuna ia foc. Gorșenina scoate mingea în extremă. Lupei! Meciul vieții! Această tânără jucătoare de 19 ani. La intrarea în ultimul minut, scorul era egal, 27. Gazdele au avut atacul, au intrat în amenințare de joc pasiv, iar Bendal a cerut time-out când mai erau 33 de secunde. Liscevici și-a arătat din nou clasa și a marcat cu 23 de secunde înainte de final, după care Buzăul n-a izbutit să puncteze la ultimul atac, astfel că Vâlcea a obținut o victorie foarte importantă și a intrat cu șanse bune în lupta pentru titlu, ținând cont și de faptul că lidera Rapid a pierdut cu același scor, 28-27, meciul cu CSM București. La finalul meciului, primarul Mircea Gutău le-a felicitat pentru victorie pe handbaliste, dar și pe cei din conducerea clubului. Da, a fost un meci senzațional, sunt răgușit, vreau să felicit fetele, să felicit conducerea clubului, să felicit antrenorii. A fost un meci și o dăruire fantastică. Din suflet le doresc tot bine de lume și sunt extraordinar de fericit că primăria municipiului Mihai Vâlcea s-a implicat în susținerea acestei echipe formidabile, care ne face să fim mândri că suntem vâlceni. Pentru municipale urmează o pauză scurtă pentru meciurile de la echipa națională. Antrenorul naționalei feminine Adrian Vasile a convocat 18 jucătoare pentru meciurile cu Danemarca, 2 martie la Mioveni, 5 martie la Odense, printre ele aflându-se și Daciana Hosu. În grupa a doua a preliminarilor, România ocupă locul 2 după 2 runde la un punct în spatele Danemarcei. Primele două clasate obțin calificarea la turneul final.